În fiecare an, zeci de pacienți, mulți dintre ei copii, ajung la urgențe cu leziuni produse de petarde. Chiar dacă medicii avertizează că astfel de dispozitive pot mutila pe viață, celebrele pocnitori rămân distracția preferată a unora. În legătură directă cu noi se află medicul Tudor Ciuhodaru. Bună dimineața, domnule doctor! Bună dimineața și cred că aici vorbim despre educație pentru sănătate și spunem în fiecare an ce se întâmplă, dar din păcate numărul de cazuri continuă să fie extrem de ridicat. Și chiar pot să vă spun că la Iași deja au apărut primele cazuri. Și să vă spunem pentru toți cei care se întreabă oare ce putem face de la petarde, sunt două probleme. De punct de vedere medical, iar celălalt de se zice de punct de vedere medico-legal. De cele mai frecvente și grave, să știți că sunt leziuni sunt arsurile de gradul 3 și 4 la nivelul mâinii sau feței, iar leziunile oculare nu au lipsit niciun an din bilanțul traumatic. Aceste dispozitive pirotehnice vă pot duce atenție direct în sala de operație și chiar și așa puteți rămâne mutilați. Și vă avertizăm asupra riscurilor utilizării acestora, în special în spațiile închise și aglomerate, sau de către copii sau de cei care au consumat mult alcool, întrucât patologia lezională produsă de petarde merge de la surd până la plăci, fracturi deschise, amputații traumatice sau leziuni oculare. Și vreau să vă reamintesc că din punct de vedere legal, convenționarea, deținerea, comercializarea, importul și folosirea oricare altă operațiune cu astfel de produse, precum și artificiilor din categoria obiecte zburătoare luminoase, efectuate fără drept, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 1 an. Iar în cazul și din experiența... Domnule doctor, și din experiența dumneavoastră, cam ce vârstă, că îți spuneați că deja au apărut astfel de cazuri în Iași, cam ce vârstă au cei care ajung la camera de gardă cu tot felul de probleme legate de petarde? Vârstele sunt de la 5-7 ani până la 80 de ani, din păcate, iar Spitalul Clinic de Urgență Nicolae Oblu a tratat în fiecare an patologia somnistă asociată. Deci sunt pacienți care au și leziuni oculare și leziuni la nivelul scalpului, cei care au traumatisme craniocerebrale prin explozie, așa că leziunile pot fi extrem de importante. Din punctul meu de vedere, dacă intenționați să faceți acest lucru, mai degrabă ar fi să lăsați deoparte și mai bine nu le folosiți, iar dacă nu vă puteți abține, nu uitați să respectați sistemul, instrucțiunea de utilizare și normele legale. Și totodată vă recomand să vă prezentați de urgență la spital și să nu temporizați rezolvarea leziunilor care, fără tratament, duc constant la apariția de complicații. Din păcate, de ceea ce spuneam și mai devreme, sunt copii care și-au pierdut ochii, care au avut leziuni severe, au rămas cu leziuni severe la nivelul mâinii, cu amputații traumatice, care le-au creat numeroase prejudice și din punct de vedere funcțional și din punct de vedere estetic. Așa că, din punctul meu de vedere, riscul este mult prea mare și mai bine nu le folosiți, așa fel încât să petreceți sărbătorile fericite în familie. Și ați făcut câteva recomandări și v-a jucat să faceți și mai multe recomandări în cazul în care aceste răni au fost provocate și înainte să ne deplasăm la camera de gardă, ce putem face? Există o întreagă cutumă, o întreagă poveste despre ceea ce se pune pe arsură. Nu utilizați lucruri improvizate, albușul de ou, ceara, făina, sarea au fost atesea utilizate, puse pe plagă, mierea de albine. Din păcate, ele nu fac decât să complice evoluția arsurilor, să ducă la complicații septice și să ne împiedice pe noi să intervenim rapid și să prelucrăm aceste arsuri. Așa că spălarea rapidă cu ser fiziologic dacă le aveți în casă, dacă nu cu apă, apă călduță, iar un pansament steril și atenție, nu puneți vată pe arsuri, ci folosiți un material textil, de exemplu un prosop sau un cerșap, poate să fie extrem de utile pentru astfel de situație. Segmentul de membru ars trebuie pe durata transportului ținut mai sus decât restul corpului, de exemplu, deci dacă vorbim despre mâna dreaptă, o țineți pe umărul stâng, iar ajungeți cât mai repede la spital, pentru că fără o intervenție chirurgicală adecvată, lucrurile evoluează spre complicații multiple, adesea septice și de multe ori sechelele de ordin funcțional sunt extrem de importante. Dacă vorbim despre ceea ce înseamnă amputații traumatice, hemostaza ar fi important de făcut, oprirea practică a sângerării și nu folosiți acele garouri făcute din șnururi, din cauciuc, aplicate foarte mult timp, pentru că pot să ducă la leziuni secundare mult mai severe decât leziunea în sine, ci ideea ar fi de pansament compresiv și membrul care este lezat să fie în poziție elevată, adică mai sus decât restul corpului, așa fel încât să se reducă sângerarea și, pe de altă parte, acest
dispozitive de tip garos să agraveze leziunile, să nu accentueze demo și să ducă la lucruri care fac practică imposibilă recuperarea. Și atenție, dacă vorbim despre amputații traumatice, atenție, segmentele de membru, ajungeți cât mai repede la spital, pentru că de-a lungul timpului noi am reușit să replantăm segmente de membru, dar important este timpul în care ajungeți la spital. Să sperăm că prevenția va funcționa în cazul ăsta și veți avea cât mai multe probleme. Mulțumim frumos, domnule doctor Ciuhodaru. Construcția